În data de 11 ianuarie, polițiștii inspectoratului de poliție județean Călăraș s-au sesizat din oficiu cu privire la desfășurarea unui eveniment privat pe raza Comunii Frumușean, județul Călăraș. La momentul sosirii echipajelor de poliție au fost identificate 17 persoane. De asemenea, ulterior au mai fost identificate încă 12 persoane care au participat la eveniment anterior intervenției. Totodată, în cursul serii, un bărbat în vârstă de 27 de ani a folosit artificii din categoria F3 în curtea locuinței unde a avut loc evenimentul. Pe numele acestuia a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice fără drept. Până în acest moment au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 55.000 de lei. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și pentru sancționarea tuturor participanților. La acțiune au intervenit polițiști din cadrul Poliției Municipiului Oltenița, Poliției Orașului Budești și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi. Reamintim cetățenilor faptul că în conformitate cu legislația în vigoare, în această perioadă nu este permisă organizarea de evenimente private.